Dragilor, astăzi vă voi vorbi despre cum să avem o piele sănătoasă și frumoasă. Toate ne dorim o piele netedă și luminoasă, dar cu toate daunele cauzate de soare, poluare, utilizarea de produse cosmetice, alimentației nesănătoase, pielea noastră este supusă unei uzuri puternice în fiecare zi. Întrebarea pe care ne opune mulți dintre noi este cât de sănătoasă este pielea noastră. Care sunt semnele care ne arată că pielea suferă și are nevoie de îngrijire? Pentru a determina acest lucru, trebuie să luăm în calcul patru componente esențiale. Culoarea, textura, nivelul de hidratare și senzitivitatea. Culoarea, consistența culorii pe toată suprafața pielii este un semn de sănătate a epidermei. Din păcate, odată cu vârsta, pielea începe să-și schimbe tonurile și încep să se vadă și efectele soarelui. Încep diferențe de culoare care pot fi, dar nu se rezumă la Pete, zone mai deschise, mai închise sau roșii, ciarcăne. Petele tință apară în zonele cele mai expuse la soare, cum ar fi față, spatele palmelor, umeri spate sau antebraț. Pentru a menține o culoare uniformă și sănătoasă a pielii, consumul regulat de următoarele legume și fructe pot fi benefice. Morcovi, bogați în beta-caroten, care ajută la protejarea pielii împotriva daunelor solare. Rodia, conține antioxidanți puternici care combat petele și mențin strălucirea pielii. Pepene roșu, hidratează și ajută la eliminarea toxinelor, îmbunătățind tonusul pielii. Ardei gras roșu, sursă bună de vitamina C, care contribuie la producerea de colagen și uniformizează culoarea pielii. Citricele, precum portocalele sau lămâile, care sunt bogate în vitamina C și ajută la estomparea petelor pigmentare. Textură. O piele sănătoasă arată bine și este netedă. Bineînțeles că, dacă ne uităm cu atenție la piele, vom vedea că suprafața sa nu este perfect netedă dar pielea sănătoasă are o structură regulată, cu mici ridicături în jurul porilor. Unul dintre primele semne ale unei pieli nesănătoase este o textură neuniformă, iar problemele sunt date de umflături, acni, puncte negre, coșuri, riduri sau cicatrici. Pentru o piele netedă și cu o textură regulată, aceste legume și fructe sunt esențiale. Avocado, bogat în acizi grași esențialii care hrănesc pielea și îmbunătățesc textura. Castravete are un conținut ridicat de apă și siliciu, ajutând la menținerea supleții pielii. Nuci, sursă de vitamina E și omega 3, care reduc inflamațiile și mențin textura netedă a pielii. Papaya conține enzime care ajută la exfolierea naturală a pielii, eliminând celulele moarte și îmbunătățind textura. Spanac Bogat în fier și vitamina A, care susțin regenerarea celulară și mențin o textură sănătoasă. Hidratarea. Ați auzit deseori că o piele sănătoasă este o piele hidratată. Bând zilnic o cantitate suficientă de apă, nu numai că veți avea o piele hidratată, ci vă veți menține și corpul sănătos. Celulele moarte ale pielii cad în fiecare zi, dar nu sunt vizibile cu ochiul liber. Dar când pielea este deshidratată și se pierd prea multe celule pielii în același timp, pielea devine vizibil uscată. Apar atunci probleme legate de pielea exfoliată, descoamată și crăpată. Pentru o piele bine hidratată, următoarele alimente sunt de mare ajutor: castraveți. Conțin peste 90% apă, ajutând la menținerea unui nivel optim de hidratare. Pepene, un alt aliment foarte hidratant care ajută la reținerea apei în celulele pielii. Căpșuni, bogate în vitamina C, contribuie la menținerea elasticității pielii și la hidratare. Roșii, conțin licopen și sunt excelente pentru hidratare și protecție solară. Țelina Un alt aliment bogat în apă, care contribuie la hidratarea pielii și eliminarea toxinelor. Sensitivitate. În cazul unei pieli sănătoase, nu ar trebui să resimțim nicio senzație. Expresia te simți bine în pielea ta vine de la faptul că trebuie să nu avem nicio senzație neplăcută. Nu trebuie să ne simțim pielea uscată, să ne strângă, să avem mâncărimi sau, mai rău, să resimțim senzație de arsură. Toate aceste senzații arată că pielea este nesănătoasă sau a fost expusă unor agresiuni. Cum ne îngrijim natural pielea, la fel ca și în cazul celorlalte organe, pielea răspunde pozitiv la un trai sănătos. Cu cât avem o dietă mai naturală și bogată în legume, fructe, lactate și pește, cu atât acest lucru se va reflecta direct asupra pielii noastre. Pentru a calma pielea sensibilă și a reduce senzațiile neplăcute, consumați aceste alimente. Măr, bogat în pectină, ajută la calmarea iritațiilor și inflamațiilor pielii. Ovăz are proprietăți antiinflamatoare și este ideal pentru pielea sensibilă. Ceai verde conține antioxidanți care calmează pielea și reduc roșiața, aloe vera, cunoscută pentru efectele sale calmante și antiinflamatoare, ideală pentru pielea iritată, mure bogate în antioxidanți care protejează pielea de factorii externi și reduc sensibilitatea. Includerea acestor alimente în dieta zilnică poate ajuta la menținerea și îmbunătățirea sănătății pielii, răspunzând nevoilor fiecarei componente esențiale. Adăugați o cantitate suficientă de apă băută zilnic, și deja ați făcut câțiva pași importanți către o piele radioasă. Dar îngrijirea pielii înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă grija pe care o acordăm zilnic pielii noastre prin îngrijirea sa cu produse de calitate, calitate care nu se reflectă neapărat în preț, ci în produse naturale, fără parabeni, coloranți și conservanți care pot avea efecte dăunătoare asupra pielii. În plus, trebuie să știm să alegem produsele potrivite pentru fiecare tip de probleme în parte. Pielea uscată este una dintre cele mai des întâlnite probleme ale pielii. Refacerea stratului de protecție al pielii se face cu ajutorul produselor emoliente și hidratante, care, în plus, ajută la prevenția infectării pielii. Printre plantele cu efectele cele mai puternice de îngrijire a pielii se numără gălbenelele și tuia, ambele având puternice efecte antibacteriene și antiinflamatoare. Gălbenelele sunt de asemenea potrivite pentru îngrijirea tenului matur, ajutând la stimularea circulației și la refacerea elasticității pielii. Tuia este excelentă pentru prevenirea infecțiilor pielii, dar și ale mucoaselor. În cazurile de acnei se pot folosi ambele tipuri de creme cu rezultate din cele mai bune. Ambele sunt perfecte pentru îngrijirea tenului. Arsurile domestice sunt foarte frecvente și de cele mai multe ori nu impun vizită la medic. Pentru arsurile superficiale ale pielii, plantele pot face minuni și pot ajuta la refacerea frumoasă fără cicatrici a epidermei. Propolisul gălbenelele și aloe din compoziția cremei pentru arsuri ușoare ajută la refacerea epidermei prin calmarea durerii, regenerarea pielii și cicatrizarea frumoasă. Atenție. Dacă arsura este una puternică, mergeți imediat la medic. Aceasta se poate suprainfecta și poate da complicații serioase. Pielea crăpată a călcâielor, în zona călcâielor, pielea suferă de seori. Îngroșarea în exces a stratului de piele poate duce la crăpături dureroase care pot deschide calea spre infecții pentru a preveni crăparea pielii călcâielor este necesară prevenția îngroșării pielii cu ajutorul cremelor emoliente și hidratante înmuierea pielii în aceste zone nu numai că vă redă senzația normală fără mâncărimi senzație de strângere sau uscăciune ci și frumusețea călcâielor esențială pentru femei odată cu debutul sezonului cald. Pentru îngrijirea călcâielor, o cremă fluidă, plăcută, răcoroasă, bazată pe mentă. Aspect varicos. Aspectul pielii picioarelor este de multe ori atacat de inesteticele venelor varicoase, răsucite și albastre. Deși nu este o problemă a pielii, venele varicoase sunt asociate cu sănătatea și frumusețea acesteia. Aspectul acestor vene poate fi estompat cu ajutorul unei creme naturale. Gelul de varice are la bază ingrediente naturale care îmbină principiile active din plante. Extracte de ghimpe, pădureț, lămâie și splinuța, uleiuri de camfor și ienupăr și extract de castane care contribuie la o circulație venoasă bună. Plantele pot face diferența. Pielea dumneavoastră vă va mulțumi odată ce veți apela la produse naturale, care o vor scăpa de agresiunea produselor cosmetice puternice și o vor îngriji în profunzime. Veți vedea că pielea va redeveni elastică, luminoasă și fermă, bazată pe ingrediente naturale.